Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din Euro Truck Simulator 2. Jucăm tot cum am jucat și data trecută, fără volan. Am încercat să joc cu volan, am un volan, dar nu prea merge. Nu-mi place cum funcționează și am decis să joc fără volan mai bine. Hai să ne băgăm noi de aici, de la volan, că e mai frumos. Ne asigurăm dacă vine ceva din partea asta. Hai, acum o să iau virajul. Cred că direct în bordura asta o să dau. Nu am dat în bordură, spre norocul meu, dar parcă ia virajul prea... Am umblat eu puțin pe la setări. Stai mai puțin să facem noi setările înapoi cum au fost. Valori implicite, cred că trebuie să... Uite așa. Am umblat eu puțin pe la setări. Uite acum, da, se virează mai rapid. Deci am umblat eu pe la setări când am băgat volanul și stricat puțin setările pe acolo, dar... Bine că acum merge și putem face și noi o cursă. Am văzut că vreți Euro Truck Simulator 2, așa că facem cât mai multe curse, cât mai multe episoade pe canal. Dacă vouă vă place jocul, de ce nu? Hai să-l jucăm. Sau să conducem de aici. Cred că de aici îmi place mai mult. Numai de aici o să mă cam bușesc puțin, cred. Sper să fiu atent la GPS, să nu cumva să... greșesc. Bun, aici trebuie să mergem în față, băgăm și ne semnăm la mine, băgăm pe banda asta. Așa. Deci mă duc ca și un începător. Oricum sunt începător. Aici pare a fi ok. Și hai să mergem la drum, să vedem dacă ajungem cu marfa intactă, cu camionul intact și toate cele. Să ne facem și noi ceva bănuți, să ne cumpărăm și noi acolo un camion, ceva. Am 5.000, am mai făcut eu o cursă, dar... am zis că hai că fac o cursă să mai fac ceva bani. Am luat un camion, tot așa exact cum am luat pe ăsta, cu vagon, cu tot. Și îmi zice să-l duc de la X la Y. Ok, l-am dus de la X la Y fără să-l lovesc, deci nu m-am bușit cu el deloc. Deci am avut 0-0 la daune, deci nimic, deci nu l-am lovit absolut deloc. Și mi-a dat penalitate de întârziere 300 și ceva de zile. Și mi-a scăzut 3.000 de euro. Deci cursa a fost 3.000 și ceva de euro și el mi-a scăzut 3.000 și ceva. Deci în total mi-a dat minus 100. Deci am plătit de la mine. Eu am făcut cursa și tot eu am plătit încă 100 de euro în plus. Și m-am enervat și am ieșit afară din joc și am zis, cum să poate ceva? Deci eu iau marfa de la ei din curte cu camionul lor și îmi dă penalitate de întârziere 300 și ceva de zile și n-am făcut nimica. Habar nu am ce s-a întâmplat. Dar na, penalitatea mi-a dat-o și... până la urmă am rămas fără bănuții aia 100 de euro care i-am plătit eu tipilor lor cărora le-am luat eu marfa. Deci nu prea mi-a plăcut acea experiență pe care am avut acolo. Mi-am instalat și multiplayer între timp, dar nu știu dacă o să pot juca multiplayer, adică cred că am nevoie de camion ca să pot juca multiplayer și de-aia nu știu dacă o să pot juca sau nu știu dacă pot pe multiplayer. Sper că nu vine nimic de acolo. Hai, te rog, lasă-mă cu loganul tău galben. Deci nu știu dacă mă lasă și pe multiplayer să iau cu camion așa, să fiu șofer pur și simplu, fără să nu fiu patron. Deci să fiu șofer, dacă mă lasă, putem juca multiplayer, dacă nu, nu putem. Acum încă nu am testat, eu nu prea știu dacă merge sau nu. Mergem acum cu un consum de 22, zice 26, 34 și mediu zice că e 27%. 27 e bun cu încărcătura pe care o am, 27% e consum foarte bun. 28, deși na, crește consumul, dar totuși e un consum bun. Hai să ne bugăm pe banda asta, până nu vine asta. Ar trebui să punem acum frână, dar eu trebuie să mă duc pe banda 1.
Deci merge cu consum destul de bun, până în 32 să zic că e bun la DAF, consumul de 32 încă e bun. Dacă e mai mare de 32, desigur, ceva probleme sunt acolo la motor. Sper că nu vei face consum chiar de mare, deși văd că crește în continuu. Deci crește, crește și iar crește, deci la 29. Și va trebui să fiu atent și la... Acum o să-mi bage o reclamă sau nu? Nu, credeam că îmi bag o reclamă la muzică. Va trebui să fiu atent și la limita de viteză. Când am făcut cursa aia una, 1000 de euro am plătit de la mine amenzi. Mi-a prins de două ori radarul. Mi-a dat o dată 500 și o dată 500 de euro. Deci va trebui să fiu foarte atent la limitele de viteză. Să nu mergem chiar atât de tare. Uite, cum e aici 80, să ne menținem și noi limita, să ne băgăm în spatele tipului. Sau hai să-l depășim de fapt. Fără să mai semnalizăm acum, că na, nu e la îndemână încă să semnalizez tot timpul. Păcat că nu pot să joc cu volanul ăla, nu știu de ce, nu stă bine deloc. Ai dual mod, ceva volan dual mod, deci pare un bec verde și unul roșu. Adică să se vireze volanul brusc sau așa treptat. Deci eu l-aș fi vrut treptat, dar dacă pun pe treptat, volanul meu face în continuu tot așa. Deci trepidează în continuu și mă trage în dreapta. Îi dădeam pe pedala de accelerație să mă duc în față și eu mă băga în șanț, în dreapta așa. Deci că nu e ok, așa nu jucăm. Bine, dacă face chestii de genul, nu jucăm. Hai să reducem și noi viteza puțin aici. Numai să nu punem frâne așa bruște. Să nu cumva să... pățim ceva. Ușor, urcăm și noi așa ușor panta asta. Deja pornim cu o viteză destul de mare. Ah, dar nu trebuia să mă bagă pe banda asta, trebuia să rămân pe banda asta altă. Deci cam asta e treaba cu volanul, cam asta e treaba cu amenziile și oricum atenția trebuie sporită când ești la volan. Uite, aici e camera, de exemplu. Acolo sus era o cameră. Cred. A, aici am coborât prea tare, viteza e prea mare, hai să o lăsăm mai ușor puțin. Aș fi vrut foarte tare, deci foarte tare aș fi vrut să am un volan mai profesional, puțin cu schimbător de viteze cu tot, ca să fac eu toată treaba asta manual, deci tot să fac manual, aș fi vrut, dar din păcate nu am. Mergem în spatele tipului ăsta cu capul tractor. Consum de 29, avem 29, avem un consum destul de mare. Dar i-am și dat în gură puțin la camion. Hai să o lăsăm încet. Aproape am ajuns la destinație cu camionul ăsta. Să fiu atent unde descărcăm aici, undeva pe partea stângă. Hai să ne băgăm noi pe partea stângă. Să vedem unde descărcăm. Ar trebui să-i dau până a descărcat un birou de găsuțiu. Nu știu ce zicea ăla. F5, hai să apăsăm F5. Uite, așa vreau, ca să ne arate mai de aproape puțin unde trebuie să facem stânga. Și să se descarc când incinta. A, aici trebuie să-i dau prioritate. Bun, bun. Cred că aici să facem stânga la semaforul ăsta. Sau, a, nu, e chiar înainte de semafor. Hai să băgăm și noi semnalizarea. Aici trebuie să descărcăm, lăsăm să treacă tipul respectiv și acum ne băgăm și noi. Ne băgăm foarte ușor. Hai să nu blocăm totuși. Opa, am trecut de prima și de a doua.
Bun, hai să găsim și noi unde e punctul de descărcare, cred că trebuie să iau pe aici. Exact, uite pe aici. Pot să-i dau enter acum sau să-l parchez manual. O să-l parchez manual pentru că primim ceva experiență în plus dacă îl parcăm manual. Hai să facem parcarea asta ca la carte. Scoatem și noi afară. Ceva de genul. L-am băgat prea rapid. Hai să dăm în față. Bun, și acum ar trebui doar să ne îndreptăm. Ah, doar să ne îndreptăm, dar remorca nu e. Uite că e ok. Băi. Sper că nu i-am dat damage acum. Oprește-te aici și dăm un T și s-a decuplat. Combustibil utilizat 88 de litri, ne-a dat 45 de puncte și cum 178. O să facem și noi nivelul. 178 de kilometri am făcut. Bun. Aici am ceva mesaje. Dăți financiare, o să facem și un împrumut la bancă, dar nu e momentul potrivit acum, căutăm șofer cu vehicul propriu. Ah, din păcate nu am. Zic că nu facem împrumut acum pentru că știți voi treaba aia, să vă mai arată o dată, ca să știți și voi despre ce e vorba. Hai. Sigur. Deci ăsta pot să-l iau acum. Dar eu nu vreau Euro 6, vreau un Euro 5. Deși euro ăsta, euro 6 e mai ieftin. Dar eu vreau un euro 5, deci neapărat vreau euro 5. Euro 5 primul care e ăsta, dar e de la nivel 10. Așa că va trebui să facem câteva curse. Sau eventual, nu știu, poate vom lua unul de ăsta, un euro 6. Vom face curse cu el, vom face bani, nu știu. Și pe urmă ne vom lua euro 5 sau îl vindem ăsta. Habar nu am, deci asta nu știu. Da, ați văzut și voi, e de la nivel 10 și de aia nu mă bag acum la el. Hai să mai ne căutăm o cursă. Nu, stai că vreau să dau aici ofertă de curse și aici. Să ne căutăm o cursă acum. Aș fi vrut să merg tot cu DAF. Deci vreau neapărat cu DAF. Dar avem doar euro 6 pe aici. 14.000, 15.000, să ne duc ceva bănuți, e cursă lungă, nu vreau să fac așa cursă lungă, vreau să fac în acest episod două curse, așa că mă voi grăbi să caut o cursă ceva mai scurtă să fie, ca să putem să o facem rapid. Hai să căutăm una, asta e lungă și asta, și asta e cam lungă, doar cursele astea lungi am acum. Ar merge asta făcută. Știți, să ne uităm la asta, la Scania, dacă nu găsim alta. Bușteni, nu vreau să duc Bușteni acum. Sunt puțin cam lungi cursele totuși. Uite, ar merge și asta, Mazăre, 9 tone, dar ne dă puțin 13 euro pe kilometru, puțin. Ăla de 15, da, 13 și ăsta cursă, uite cursă scurtă aici, frate, și ne dă 14. Îngrășăm noi. Ha, uite, aceeași cursă ne dă 12 și ăsta ne dă 14. Cred că le luăm pe la 14, hai să vedem asta ultima. Ne dă 12, nu, o luăm aia cu 14, asta. E cursă destul de scurtă și merge cu un Scania Air Topline. Bun, hai să facem prima de inspecția la Scania, îmi place mai mult DAF-ul, deci ziceți voi dacă nu arde DAF-ul mai frumos ca Scania asta, dar na, în fine, acum puțin contează. Combustibil avem de 654 de km, nu cred că o să facem atâția în total, deci hai să-i dăm bătaie. Facem și cursa asta, deci două curse pe episod și eu zic că e ok, dacă facem așa bine. Poate nu o să facem tot timpul două și pe urmă să
lăsați comentarii, bă, ai zis că faci două și n-ai făcut două, ai făcut doar una. E, dacă prindem o cursă lungă, facem doar o cursă, dacă prindem două scurte, facem două scurte, vedem noi cum prindem, da? Deci să nu vă supărați pe mine că nu fac două sau că fac trei sau fac una sau câte ori face în momentul respectiv. Deci cursele le fac în funcție de ce curse prind, normal. Și v-am zis, am multiplayer instalat, deci dacă vreți să facem convoi ceva, poate un live cu abonații, hai lăsați-vă acolo un comentariu mai bine, câți dintre voi aveți jocul și câți dintre voi ați vrea să facem un convoi sau ceva, nu neapărat convoi, să luăm o, și dacă, sau nu știu, cu vagon sau fără, doar cu un cap tractor, dar cu vagon, pentru că eu nu am cap tractor, să mergem să ne plimbăm din punctul X în Y sau ceva de genul. Câți dintre voi v-ați băgat la chestia asta, câți ați vrea să o facem, câți aveți joc, cum vreau să văd și eu. Dar până cum voi veți zice, noi facem cursa asta, bineînțeles. Am primit un mesaj, dar nu mă uit la mesaj acum pentru că conduc și nu este frumos ca să te uiți la mesaje în timp ce conduci. Eu ar trebui să schimb banda și... L-am luat oare? L-am agățat cu colțul la bănuie sau nu? Aici trebuie să cobor. O lăsăm ușor, ușor de tot. Punem frână. Au sfert. Am încercat să instalez și harta României, dar eșec total, deci... Am găsit ceva fișiere acolo, exact, am făcut după un tutorial cu ceva fișiere SCS sau cum erau, habar n-am ce nume, aveau fișierele, am încercat să le bag, dar după ce am băgat harta României, când porneam jocul, îmi dădea crash, mi se închide automat jocul, deci cred că harta nu e bună sau ceva nu e în regulă acolo. Hai să semnalizăm dacă tot avem Scania. Deci nu găsesc harta, dacă careva dintre voi aveți harta României, puteți să-mi o lădați și mie pe un site sau ceva, să-mi dați un link sau... Să-mi ziceți, dacă aveți harta, să-mi dați Skype-ul vostru, să vă adaug pe Skype, să discutăm mai multe detalii. A, aici e... A, 70. Bun. Era o cameră, câte de-aia? Sunt cam multe camere pe autostradă, deci nu e nimic de mirare. Zice că facem 2 ore până facem cursa asta, dar bine, 2 ore în joc. În realitate, poate să ne ia mai puțin acum, dar vedem noi cât. 127 de km mai avem. Dacă mergem așa, îi facem rapid. Sper să termin în episodul ăsta cursa, deci oricum o să termin. Chiar dacă mă lungesc eu cu episodul, tot o fac. O lăsăm ușor, trebuie să coborâm aici. GPS-ul nu funcționează, trebuia să zic că peste 50 de metri coborâți de pe autostradă. Hop, 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 hop. Ușor, bine, bine, hai. De-aia acum că facem coadă după noi. Uite așa, perfect. Și aici mergem înainte. Am ieșit pe un național acum, deci ne-am dat după autostradă. Am intrat pe național. Toată lumea zice că Scania sunt mașini bune. Adevărul e că da, sunt mașini bune, dar fiecare acum ce-i place, știți voi cum se treaba cu fiecare ce-i place. Într-adevăr, nu pot să zic nimic rău despre Scania. Sunt mașini bune, merg, dar eu tot Dash-ul prefer. Arată mult mai bine părerea mea, nu, și Scania arată bine, astea noi acum arată bine, dar tot Dash-ul îmi place mai mult. Și Euro 5 mai, îmi place mai mult decât Euro 6, la Euro 6 nu-mi place grilajul ăla din față care l-are prea nasol. În schimb, Euro 6 îmi place cum arată Volvo, deci Volvo chiar îmi place cum arată Euro 6 sau Mercedes. Alea sunt făcute pe la DAF, grilajul ăla chiar e nasol care l-au pus ei acolo, deci e mult prea nasol. Și tocmai de-aia vreau un DAF Euro 5.
aici pe pământ sau ce, pe drum de țară, drum de țară. Hai, pe aici mă bag așa cu camionul. Salut! Era un coleg, am vorbit cu el pe stație. Hai că am ieșit din nou la asfalt. Aici nu avem nici marcaje pe drum, deci nu știm care e partea mea și care e a lor. Poți să mergi pe oriunde. Cred. Da, uite că începe și marcajul. A fost drumul reparat aici. 100 la oră, holy shit, lasă pune frână, frate, că nu am bani de amenzi. Abia am și eu 8000 de euro și... Deci dacă facem curse în ritmul ăsta, deja am 8000, cu asta o să fac 10000. Dacă facem curse în ritmul ăsta, în câteva episoade ne facem ceva bănuți acolo. Și o să putem împrumuta mai puțin, chiar nu prea mă încântă ideea de a împrumuta, pentru că știu ce înseamnă să putem împrumut la bancă și să ne vină dobânzi peste dobânzi acolo și să ne golească de bani. O să ne pierdem și mașina și tot. Și o să fie cam nasol o leacă, zic eu, dacă nu reușim să ne plătim toate datoriile. Și de aia zic, uite, mergem bine. Am avut cât au 5 mi se pare, făcut 8. Pe asta mai îmi dă 2000 și ceva, cred, sau 3000, habar nu am cât de curs asta, dar oricum îmi dă ceva pe ea. Mai avem 52 de kilometri. Suntem în grafic încă. Hai mă, du-te mai repede. Eu mă grăbesc aici. Mai am depus și farming astăzi. Hai, e mai repede, mă. Trailerul tău cu mașini. Poate iar mă face să pun frână fira turcule sau ce ești, mișcă-ți fundul, să nu-mi pui frână că nu știu ce să fac. Am crezut că îmi pun eu frână acolo. Dacă trebuia să vireze el stânga, îmi pun eu frână aia de n-ai văzut. 509 km, motorină mai avem, deci nu e o problemă, nu alimentez eu pe banii mei camionul altuia. Dacă rămân fără motorină, să vină patronul să-mi aducă un canistru de motorină dacă vrea să mă duc mai departe, dacă nu, eu nu mai mă duc mai departe. Cam logic, nu? Am intrat în Franța. Bonjour. Sau cum e bonjour? Bonjour că te înjur? Cred că așa e, nu? Așa se salută prin Franța. Bonjour că te înjur. Hai mă, unde mergem, dreapta? Hai că eu îți merg tot în față. Mai avem 24 de kilometri și văd acolo punctul de finalizare. Ce silențioasă e Scania asta. Abia-i aud sunetul. Super silențioasă e. Îmi place sunetul, e așa silențios. Să văd dacă este afară. A, afară nu mai e silențios. Afară se aude mai tare. Așa, am văzut că am vagon de la LKV. Sale? Sale, cred că e LKV. Trux. A, trebuie să coborăm, trebuie să coborăm. Sper că n-am mașină, n-am mașină. Fuu, cât noroc am avut aici. Era să uit de coborârea asta. Nu, 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 te rog, nu. Fuu. Era să mă lovesc, dar am luat și virajul ăsta pe contrasens. Dacă vinea mașina din față, eram knockout tehnic la virajul ăsta. N-am făcut eu cel mai bun viraj din lume, dar bine. Și unde tu să descarc? La VCSG ăștia? Cred că da. Să ne băgăm aici în curte la ei. Bun. Și uite aici să descărcăm noi. Hai să dăm noi, uite așa frumos, cu fața aici. Ops,
frâna. Bun, hai să... Nu, 2. Asta era. Hai tu, cu două axe, dacă știam că e cu două axe, nu-l luam camionul ăsta. Bă, bun, că nu-l luam. Chiar nu vreau cu două axe, dar acum dacă e cu două, cursa oricum deja e făcută. Mai merge puțin? Nu mai merge. Să dau așa puțin în față. Hai să ne îndreptăm puțin, puțin. Acum dai cu spatele. Perfect. Nu, ai, m-am băgat prea tare, m-am băgat prea tare. Era... Hai, cred că e bine și așa. Zice că nu-i bine. Acum, chiar dacă puțin nu sunt încadrate cum trebuie, unde că nu sunt bine firar. Hai să încercăm să ne încadrăm mai. Uite, ar trebui să dau doar drept în spate, fără să mai fac ceva. Bă, nu te băga sub el. Bă, uite mă cum se duce firar. Să fie, bă, n-ai bine. A, uite că acum e bine, e bine, rămâi așa. Perfect și 90 de litri, satisfăcător. What? Mi-a scăzut avarii 2,2%, ai de capul, mi-a făcut avarii. În fine, n-are nimic. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe dacă vreți să fiți la curent cu următoarele episoade. Iar până data viitoare, v-am salutat.